Fraților, zi ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Vreau să vă prezint pe cineva, pe împăratul nostru. El este în centru atenției. Noi suntem doar numai niște musafiri. Unii care ne cunoașteți, unii care nu ne cunoașteți. Deloc sunt din Mediaș. Sunt împreună cu fratele Dorin, cu soția lui. Și dorim că în această zi Duhul lui Dumnezeu se lucreze la fiecare inimă. Amin. Și mai mult ca atât, toată cinstea și lauda să fie a Domnului. Amin. Și a noastră smerenia și pocăința. Lauda să fie Domnului. O perioadă am locuit cu familia în Germania și acum de un an și ceva m-am reîntors acasă. Dar în perioada cât timp am stat acolo, mergeam cu mașina pe drum și dintr-o dată am primit un telefon și un copil de-a mea mi-a spus: tată, acum am avut un accident grav cu mașina. Și eu l-am întrebat: Ruben, ai pățit ceva? Și convorbirea s-a întrerupt pentru că s-a dat cu mașina peste cap și telefonul i-a căzut în uroi. Și eu n-am primit niciun răspuns să știu dacă e bine sau... Și eu fiind pe drum cu mașina, am oprit într-o parcare și știind că am un tată în cer, am început să mă rog. Doamne Iisuse, Tu mi l-ai dat. Știu că Tu îi păstrezi viața. Că nu-i întors la Tine. Și după câteva minute, eu sunat de la poliție, minut de la telefon și au spus: tată, să nu desperiți bine, mașina nu se mai poate face nimic. Dar zis bine, sănătos, lăudați să fie Domnul. O mai trecut o săptămână. Eram la adunare cum aș fi aici și n-am ieșit afară. Eu sunat de foc și mi-a spus: tată, să vii că te așteptăm undeva, îți dăm o adresă. Și mi-a dat o adresă și m-am dus unde m-a chemat ei. Era într-un McDonald's și am stat la masă cu ei. Niciodată nu le-am spus: întoarce-vă-ți de nici, i-a chemat cu ei la adunare. Și am început să le spun acolo la masă: o venit o vreme pentru voi să vă întoarceți la Domnul. Și să știți, amândoi s-au predat în McDonald's. Cu cât că am fost la multe biserici, dar așa au îngăduit Dumnezeu. La botez le-am întrebat: Ruben, te rog frumos, am o întrebare pentru tine. Pentru ce te botezi? Te-ai speriat că ai făcut accident cu mașina? Și mi-a spus așa: tată, nu m-a speriat. Dar simt că nu mai este mult și vine Domnul nostru. Lăudat să fie Domnul. Amin. În urmă, poate cu vreo 3 săptămâni, a fost în partea Sibiului la o adunare și spunea acolo un frate: a venit o vreme pentru noi pocăiți să ne pocăim mai mult. Amin. Pentru care nu se întorci la Domnul, se întoarcă la Domnul. Nu știu dacă în această după-amiază fratele Dorin o să facă o chemare. Dar dacă totuși va face o chemare, Dumnezeu să spună inimă și în suflet să te întorci la Domnul. Până încă ușa este deschisă, lăudați să fie Domnul. Voi cânta în orice vreme, Dumnezeule slăvit. De nimic nu mă voi teme, căci din toate m-ai păzit. Cât de mare ar fi furtuna, Mesia, de nimic eu nu mă tem. Știu, Doamne, că întotdeauna Tu ești salvatorul meu. Aș dori ca niciodată
să nu te mai părăsesc. Și viața mea întreagă tot mai mult să te iubesc. Cât de mare ar fi furtuna, de nimic eu nu mă tem. Știu, Doamne, că Tu de-auna Tu ești Salvatorul meu. Sunt atât de fericit, drag Iisus, că mă iubești. Și viața mea întreagă tot mai mult să te iubesc. Cât de mare ar fi furtuna, de nimic eu nu mă tem. Știu, Doamne, că întotdeauna Tu ești Salvatorul meu. Aleluia! Iisus, ești a mea iubire. Tu ești tot ce mi-a rămas. Vie orice prigonire, Doamne, eu de Tine nu mă las. O, Domnul meu, Doamne, Tu le știi pe toate. Gândul inimii miștii, preună de orice prigonire. Vie orice prigonire, Doamne, eu de Tine nu mă las. O, Domnul meu, cine sunt eu să te gânduri de mine? Cine sunt eu să-mi întinzi mâna ta? Nu ți-am făcut niciodată vreun bine. Îți mulțumim, Iisuse, că-și ne iubești pe toți. Nu-ți întoarce fața de la mine. Nu lua înapoi mâna ta. Știu că ți-am greșit, dar ți-ai păstrat iubirea. Îți mulțumim, Iisuse, că-și ne iubești pe toți. Doamne, de bună voluntatea Ta, încuprinde inima și mă face fericit. Domnul meu, Doamne, bunătatea Ta, Doamne, bunătatea Ta, încuprinde inima și mă face fericit. Domnul meu, iubire, n-ai lumea asemănare. N-ai lumea asemănare, nu e nimeni în iad sub soare, nici în cer, nici pe pământ, cât ești Tu de sfânt. Dragostea-ți
mă copleșește, pacea ta mă liniștește, harul tău îmi dă avânt, tot mai mult să mergi. Vine Iisus, zice, tatea cea sfântă, El vin pe scari, din cetatea de sus. Osana, Osana, strigă norocul, căci vine Iisus. Aleluia! Vine Iisus. Preoții se întreabă, cine e acesta? El e profetul, din Nazaret. Osana, Osana, strigă norocul, căci vine Iisus. Vine Iisus. Doamne bună, El cuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit. Doamne, bunătatea ta! Doamne, bunătatea ta! El cuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit. Ai lumea semănare! N-ai lumea semănare, nu e nimeni prea sub soare, nici în cer, nici pe pământ, când ești tu de sfânt. Dragostea, dragostea mă copleșește, pacea mea mă liniștește, harul tău mereu avânt, tot mai mult să-ți fie. Încă o dată n-ai lume, n-ai lume asemănare, nu e nimeni alt sub soare, nici în cer, nici pe pământ, când ești tu de sfânt. Dragostea, dragostea mă copleșește, pacea ta mă liniștește, harul tău îmi dă avânt, tot mai mult să-mi